Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Viorica Jurcă și vă prezint știrile serii. Iată titlurile. Consumatorii casnici ar putea achita un tarif dublu sau chiar triplu pentru consumul de gaz natural conform noului contract semnat de guvern cu furnizorul rus. Amintesc că tariful acum este de 4 lei și 30 de bănuți. Deci 8 lei și 60 de bani. Minimum 8, maximum 13-14 lei. Angajații din educație din mai multe raioane nu și-au primit salariile din luna august, iar deficitul bugetar al instituțiilor se ridică la aproximativ 70 de milioane de lei. В Окницком районе на сегодняшний день дефицит по учебным учреждениям составляет 1 958 тысяч. На минуточку, это 10 учебных заведений, среди которых есть и гимназии, и лицеи, и школы-сад, и начальные школы. Transportul de pasageri începe să se scumpească. Ce prețuri vor fi, vă spunem în jurnal. Tinerii sunt îndemnați să se imunizeze împotriva virusului COVID-19. Ne dorim cu toții să ajungem la o rată de vaccinare de peste 90% ca să putem reveni la studii în format tradițional față în față. Consumatorii din Moldova ar putea achita un tarif dublu sau chiar triplu la consumul de gaz natural, conform noului contract semnat de guvernul de la Chișinău cu furnizorul rus de gaze. În această situație, executivul trebuie să vină de urgență cu un suport financiar atât pentru populație cât și pentru întreprinderi. Altfel, scumpirile în lanț vor pune la pământ economia. Asta a declarat președintele PSRM, Igor Dodon, la o emisiune TV. Fostul președinte al țării, Igor Dodon, susține că în condițiile în care a negociat Chișinăul, acest contract este unul bun. În același timp, liderul socialiștilor crede că dacă discuțiile începeau în vară, astăzi țara putea procura hidrocarbure la un preț de puțin peste 200 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Politicianul declară că în condițiile actuale, tarifele pentru consumul de gaze naturale în Moldova vor crește considerabil și pot ajunge chiar la triplare, reieșind din prețul de achiziție negociat de Chișinău cu furnizorul rus. Amintesc că tariful acum este de 4 lei și 30 de bănuți. Deci 8 lei și 60 de bani? Minimum 8, maximum 13-14 lei. Acesta ar fi un tarif care ar putea fi aprobat în timp apropiat. Eu cred că este un tarif foarte mare, care puterea de cumpărare a moldovenilor la această etapă, pe fundalul creșterii prețurilor la multe alte mărfuri și servicii, și salariile, pensiile au rămas la nivelul cel care au rămas, chiar dacă au fost unele creșteri la pensii neesențiale. Eu cred că este un preț foarte mare, care va fi greu de achitat de către consumatori, de către persoanele fizice, va crea probleme mari pentru agenții economici și va da o creștere în lanța prețurilor. În opinia fostului șef al statului, acest tarif va fi unul prea mare pentru toți consumatorii, de aceea guvernul trebuie să aprobe de urgență un mecanism de compensare. În opinia lui Igor Dodon, sunt mai multe modalități de susținere a populației și agenților economici. Una ar fi împrumuturile din străinătate. Totodată, în cazul majorării tarifului la gazele naturale, poate fi amendat codul fiscal în vederea scutirii de taxa pe valoare adăugată a gazelor naturale. Ar putea fi anulat TVA-ul pentru gaz în Republica Moldova, care este de 8%, dacă nu greșesc. Aceasta ar da suplimentar circa 300 de milioane de lei care ar merge de asemenea la compensare. Dat fiind faptul că veniturile la buget în casările sunt destul de mari în acest an, datorită politicilor corecte în anul trecut care noi le-am pus ca bază, ar fi bine să anuleze TVA-ul și lucrul să se face simplu prin Parlament. Igor Dodon spune că majorarea tarifelor este doar o parte a problemei provocate de criza gazelor. În același timp, guvernul trebuie să facă față cheltuielilor enorme pe care bugetul trebuie să le suporte după ce a procurat gaze din surse alternative în sumă de 17 milioane de dolari. Astăzi a fost anunțat că diferența între tarif și prețul real pentru luna octombrie și parțial septembrie va fi acoperit tot prin decizia Comisiei Situației Excepționale. Aceasta ce înseamnă? E vorba de 50-60 milioane de dolari suplimentar. Adică apare o întrebare logică. Bugetul are de plătit sume enorme. Ok. De ce le plătim acești bani și cine se face vinovat? Pentru că în caz dacă noi admiteam așa situație, eu cred că avea să fim criticați foarte dur și ne întrebau inclusiv și la procuratură de ce am procedat așa. Responsabilii din cadrul companiei Moldova Gaz au declarat pentru primul în Moldova că în prezent sunt efectuate calculele corespunzătoare, iar în termen rezonabil cererea de ajustare a tarifelor va fi depusă la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. O zi mai devreme, vicepremierul Andrei Spânu a anunțat că Republica Moldova a semnat un contract pentru 5 ani cu concernul Gazprom. Prețul de achiziție pentru luna noiembrie va fi de 450 de dolari pentru 1000 de metri cubi de hidrocarbură.
Moldovenii așteaptă cu mare îngrijorare noile tarife la gaze, mai ales persoanele cu venituri mici și pensionarii, care spun că nu vor face față scumpirilor. Până la decizia autorităților, oamenii revin la metodele vechi de încălzire. Își curăță sobele și se grăbesc să cumpere lemne până nu s-au scumpit prea mult și acestea. Cetățenii se plâng că prețurile cresc la mai toate produsele, iar salariile și pensiile rămân mici. În aceste condiții, frica oamenilor este că nu vor face față și tarifelor mari pentru consumul de gaze. Ce părere am? Părere e rea, pentru că și așa salariile sunt mici, dar să mai scumpiești și lumina și gazul și tot și nu ne mai ajunge bani ca să trăim. E scump pentru noi. Pensia, 40 de ani lucrați, pensie mizerabilă. Tot de-am ridicat. Cu o pensie care a majorat cu 300 de lei, apoi și asta. Și gazul cum a s-o mai scumpit, apoi închipuit și ne așteaptă. Zarbna plată nu e foarte visoca, în отличие от Кишинева. Конечно, это скажется на кошельке людей, которые будут платить за газ. Мы отапливаемся и дровами, и газом, но когда газ дорожает, то и все дорожает, и дрова, соответственно, тоже. Pentru că scumpirea hidrocarburii va duce inevitabil și la creșterea prețurilor pentru alte resurse energetice, locuitorii țării își fac rezerve de lemne. Честно сказать, я живу сейчас уже одна, муж умер, и у меня есть дом и времяночка, и времянки печка. И я топлю, купила вот сейчас дрова. Дорого купили дрова? Ну, немножко не так дорого, по 500 лей куб, но такие толстые, твердые, дряные, но так и... А почему не отапливаете на газу? Ой, какая пенсия хватит, вы что? Еще тот был, цена там еще терпимо была, сейчас уже думаю, что не будет уже это терпимо. На 30, ну, прилично. Дровами, наверное, больше. У меня есть параллельно котел для дров. Сегодня так, завтра так, потому что и дрова... Дорожает, и все дорожает. Они же видят, что газ дорожает, и дрова сразу будут дорожать. Unii bătrâni rămân neputincioși în fața acestei poveri. Ei spun că nu mai au puteri să-și încălzească locuințele cu lemne sau cărbune, iar noul tarif pentru gaz va fi o povară prea mare. Rău de tot, rău. De ce? Dar dacă eu sunt pensionară, n-am pe nimeni prin prejurea că eu și când pe ta trebuie să-l hrăiesc. De unde? Rău, rău de tot. Eu cu gaz mă încălzesc. Оказывается, лимни на речи не ледук, на речи не летай, нам не мелингамини. Не знаю, что сказать по этому поводу. Просто настали тяжелые времена, будем жить так же дальше, как и раньше. Без особой поддержки, я думаю. В основном обещают, обещают. А у меня здесь две бабушки-пенсионерки, которые без помощи своих детей и нас, внуков, к сожалению, ну, не вытянут просто эту зиму, скажем так. Locuitorii țării speră că odată cu majorarea tarifelor, statul le va permite cel puțin să-și achite datoriile în rate în perioada caldă a anului. Пока мы ничего не знаем. Вчера у нас приходил работник газового хозяйства, проверял счетчики, но он тоже не знает, сколько будет стоить газ. Пенсии-то у нас небольшие. Я даже не представляю, как. Один план, что единственная надежда может быть, что не будем выплачивать все сразу, а в течение года, как это делается, например, в Приднестровье, хотя там копеечные цены. Guvernul a anunțat că va veni cu un program de susținere a populației în urma scumpirii consumului de gaze. Însă compensațiile nu vor fi plătite pentru toți consumatorii, dar pentru anumite categorii. În prezent, tariful plătit de populație pentru hidrocarbura consumată este de 4 lei și 30 de bani pentru un metru cub. Prețuri noi și astăzi la benzinării. De astăzi, gazul propan costă 13 lei și 54 de bani, iar la unele benzinării a ajuns chiar până la 13 lei și 69 de bani, scumpirea maximă aprobată de ANRE fiind de 15 bani. Șoferii spun că înainte de a pleca la drum calculează foarte bine costul deplasării, asta în timp ce alții se gândesc tot mai serios să-și slațe mașina acasă și să treacă la transportul public. Dacă vara aceasta gazul propan costa la benzinărie aproximativ 10 lei, în ultimele luni acesta s-a scumpit cu 30%. Astăzi, pe panourile benzinăriilor au apărut cifre noi care apropie prețul propanului tot mai mult de 14 lei. În ziua de azi e greu. Ce să vă spun? E greu, strașnic de greu. Numai noi suferim din cauza asta. Gândim că își bat joc de noi. Își bat joc de noi. Și noi suferim din cauza asta. Uitați, la mine... Bacul e gol deja, am făcut câteva și trebuie să-l împlu. Ca să-l împlu, înainte îmi trebuie 400, acum îmi trebuie 600. Muncim, muncim și tot cheltuim. Nu rămâne, nu ajunge, nu-i. Și tot se ridică, se ridică, te tind să intri în magazine, că tot scumpește. Desigur că nu-i normal.
prețurile parcă nu sunt pentru oameni care lucrează. Pentru oameni bogați. Șoferii spun că acum trebuie să cântărească foarte bine dacă merită să plece la drum cu propria mașină, iar unii nu exclud că vor renunța în general la mașinile personale și vor lua troleibuzul sau microbuzul. Nu am slov, o mâscă și tematne. Mașina, eu lucrez la ea, asta nu e moja mașină, dar eu am svoju mașină, mie asta dorogă. Mie asta dorogă, eu nu știu. Еще чуть. Я живу за городом, и мне накладно. Даже куда-то съездить, это надо обдумывать все сразу, что тебе надо. Так, просто я не выезжаю. Не знаю мысли. Мысли одни. Дешеветь не будет, скорее всего, уже. Нужно на общественный транспорт переходить. Тоже, ну... Ну, такой у нас народ, выкрутимся как-то. Cei mai mulți șoferi nu sunt pregătiți însă să renunțe la mașină și spun că s-au împăcat deja cu gândul că vor trebui să cheltuiască mai mult pe combustibil. Facem mai mulți lei, mai mulți bani, să facem, să acoperim cheltuielile. Conform regulilor introduse la inițiativa deputaților PAS acum două luni, ANRE stabilește prețurile maxime zilnice la benzina cu cifră octanică 95 și la motorină. Asta în timp ce prețurile pentru gazul propan și alți carburanți sunt stabilite de companiile petroliere. Transportul de pasageri începe să se scumpească. Primele majorări au fost aprobate la Cahul, unde locuitorii orașului plătesc de ieri 5 lei pentru o călătorie prin oraș. Decizia a fost aprobată de Consiliul Municipal din Cahul la solicitarea transportatorilor, care au invocat scumpirea carburanților, dar și a pieselor de schimb. Potrivit autorităților locale, persoanele defavorizate, elevii, pensionarii și veteranii de război, vor beneficia de abonamente de călătorie subvenționate de primărie. Prețul unei călătorii cu transportul public în Cahul a fost majorat ultima oară, acum 12 ani. Angajații din educație din mai multe raioane nu și-au primit salariile din luna august, iar deficitul bugetar al instituțiilor de învățământ se ridică la aproximativ 70 de milioane de lei. Asta susțin deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care cer guvernului să remedieze urgent problema. Parlamentarii declară că suma datoriilor ar putea fi cu mult mai mare, ținând cont că Ministerul Finanțelor nu a prezentat o informație exhaustivă în acest sens. Deputatul Petru Burduj a menționat că aceste datorii s-au acumulat pe parcursul a 3 luni. Conform estimărilor noastre, doar o parte din instituțiile de învățământ din Republica Moldova, de la care am avut posibilitatea să obținem informații, concluzionăm că la ziua de astăzi suma acumulată pentru datoriile salariale este de cel puțin 69,18 milioane lei. Aici se includ datorii pentru lunile august, septembrie, octombrie și deja noiembrie. Restanțe salariale pentru cadrele didactice sunt înregistrate în aproape toate raioanele țării. La nordul Republicii Moldova aceste datorii sunt de ordinul milioanelor de lei. В Окницком районе на сегодняшний день дефицит по учебным учреждениям составляет 1 958 000. На минуточку, это 10 учебных заведений, среди которых есть и гимназии, и лицеи, и школы-сад, и начальные школы. Эти люди ждут зарплаты сегодня. Дендюшанский район, 17 учебных заведений, где не хватает денег на зарплаты педагогам. И дефицит составляет на сегодняшний день 3 159 000 лей. Это огромные деньги, даже для бюджета района. Conducătorii raioanelor declară că bugetele locale sunt prea modeste pentru a putea acoperi deficitul școlilor. În același timp, instituțiile riscă să rămână fără pedagogi, iar localitățile fără școli. У нас три институции, три школы, которым не хватает финансирования. Это маленькие школы. К примеру, гимназия села Ярдановка, им не хватает 369 тысяч лей. 11 педагогов. Штефан Челмари, села Карабетовка, 19 педагогов, и село Башкалия, 25 педагогов. На районном заседании совета мы приняли решение обратиться в правительство, премьер-министру, министру образования, для того, чтобы они изыскали средства и помогли данным институциям. Так как у районного совета нет возможности денег для того, чтобы покрыть дефицит бюджета данным школам. În acest context, parlamentarii din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor declară că la Comisia Economie, Buget și Finanțe, reprezentanții Ministerului Finanțelor au anunțat că banii vor fi alocați pentru școlile mici din țară, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, deputații și-au exprimat îngrijorarea că, de fapt, scopul autorităților este altul. У меня сегодня такой
вопрос к сегодняшней власти. И не только вопрос как от депутата парламента, но и вопрос как от мамы детей, которые ходят в школу. Скажите, пожалуйста, а почему в эти так называемые хорошие времена во главе угла сегодня у власти не стоит образование, не стоят педагоги, не стоят дети, не стоят их родители? Что происходит? Почему не вносится ясность в эти вопросы? И когда эти педагоги получат зарплату? Noi, de fapt, ne temem că actuala guvernare reia un proces extrem de periculos și dureros pentru noi toți de a închide școlile și cu scopul de a economisi niște bani. Această sumă a datoriilor, în cazul raionului Besarabiasca, de exemplu, este de 4 ori mai mică decât suma alocată de către președinția Republicii Moldova, ori aproximativ aceeași sumă ca a raionului Ocniță. Cetățenii întreabă de ce cheltuielile președinției pot fi acoperite, iar pentru problema unei instituții de învățământ, bani nu se găsesc. Rugăm guvernul, rugăm Parlamentul Republicii Moldova și președinția să se întoarcă cu fața către educație. Ministerul Educației declară că o decizie privind alocarea fondurilor pentru achitarea salariilor în unele instituții de învățământ din țară va fi aprobată de guvern la ședința din 3 noiembrie. Amintim că anterior deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au atras atenția plenului Parlamentului asupra problemei acumulării datoriilor salariale față de angajații din educație și riscului suspendării activității mai multor școli. Opoziția a cerut audierea ministrilor Educației și Finanțelor, însă majoritatea parlamentară a ignorat acest subiect. Cele două secții de terapie intensivă deschise ieri la Spitalul Sfânta Treime astăzi sunt deja pline. Este vorba despre 36 de paturi prevăzute pentru pacienții extrem de gravi care au fost ocupate în mai puțin de două zile. Medicii spun că situația este mai complicată decât acum un an, când credeau că mai rău nu poate fi. A doua zi activăm și toate paturile de terapie intensivă sunt ocupate. Bolnavii, pacienții care sunt aduși la noi, sunt într-o stare foarte gravă. Din celelalte 200 de paturi pentru pacienții infectați cu virusul COVID, deja 85 sunt ocupate. Este preconizat că în următoarele ore o să fie și acestea ocupate. Pacienții așteaptă până în ultimul moment, se tratează acasă cum știu ei și se adresează la medic, din păcate, în ultimul moment, într-o stare foarte gravă. Faptul că numărul pacienților în terapie intensivă crește nu este doar din cauza noului tip de virus, ci și din cauza nevaccinării, spune neurologul Boris Stamati. Undeva 90% sunt de cei care nu sunt vaccinați. Și acum e clar lucru că le pare foarte rău și regretă, dar asta este situația. Este foarte greu să tratăm așa pacienți. Problema este mai mare în comparație cu celelalte valuri de COVID-19. 7 luni de zile am lucrat tot în secția de COVID și comparativ cu pacienții care au fost, spunem, acum sunt mult mai gravi. Nu le ajunge aer, nu pot respira, au tuseie, au temperatura ridicată, frisoane, slăbiciune generală, insomnie, cefalee și altele. Boala de COVID este imprevizibilă, are atâtea complicații, dintre care și noi, până acum, având o experiență foarte mare, n-am avut în viața mea așa pacienți cu așa cum sunt imprevizibili. Lucrătorii medicali sunt extenuați, deoarece turele nu se mai termină. Aseară am ajuns acasă la orele 22. Ca să ne înțelegeți. Adică suntem foarte ocupați și este foarte obositor, dar din păcate aceasta este meseria și asta trebuie să o facem. În total, la Spitalul Sfânta Treime sunt 6 secții destinate tratării pacienților cu virusul COVID. Menționăm că în spitalele municipale au fost identificate în total 1787 de paturi, dintre care 79 în terapie intensivă. Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare se tem să se vaccineze împotriva virusului COVID-19 de frica unor eventuale efecte adverse după administrarea serului. Specialiștii de la Institutul de Cardiologie spun însă că nu sunt motive de îngrijorare, deoarece serurile au puține contraindicații. Mai mult, persoanele cu astfel de afecțiuni trebuie în primul rând să se vaccineze, deoarece riscă să suporte mai greu infecția, iar imunizarea este singura cale de protecție împotriva formelor letale.
Și pe noi ne chinui pacienții cu telefoane. Nu știu de ce medicii din teritoriu le spun că mata e o boală cardiovasculară, asta e o contraindicație pentru pentru vaccinare. Deci noi socotim că în ziua de astăzi toți pacienții care nu au contraindicații majore, clar că nu putem să transferăm țara într-o uniformitate, dar marea majoritate a pacienților trebuie să fie vaccinați. Directorul Institutului de Cardiologie, Vitalie Moscalu, spune că astfel de pacienți trebuie neapărat să consulte medicul de familie. Este important că la momentul vaccinării pacientul să fie stabil. Dacă el s-a stabilizat, iată la noi, după proceduri intervenționale, chiar de-a făcut un microinfarct, la a treia, a patra zi, noi de acum îl activizăm pacientul. El are o stabilă hemodinamică, tensiunea 120-130 pe 80, pulsul 70, ritmul s-a restabilit, ischemia miocardică a cedat. Deci merge o perioadă de reabilitare și dacă vedem că starea pacientului s-a stabilizat, deci putem să-i propunem vaccinarea fără niciun dubiu. La o lună sau două după externare, puteți să vă vaccinați dacă nu există contraindicații, spun medicii. Nu trebuie să vă temeți de efectele secundare, sunt naturale și, în linii mari, nesemnificative în comparație cu ceea ce poate provoca organismului SARS-CoV-2. Pentru termen scurt, ar putea fi niște reacții de adaptare a organismului la vaccin, la inocularea antigenului. Dar ele sunt tranzitorii, de scurtă durată și pot fi ușor corectate prin asistența medicului de familie sau prin contactarea medicului de specialitate. Dacă am luat spectrul de pacienți care bolnavi de COVID, vedem că au câteva maladii concomitente. Cel mai des maladii concomitente sunt înregistrate bolile cardiovasculare. Și clar că evoluția acestor boli este mult mai gravă, mult mai greu de stabilit, mult mai greu de ales dozele de preparate, care ca de obicei le ajuta bine. La ora actuală, medicii consideră că cele mai periculoase efecte secundare sunt informațiile false care au făcut în conjurul internetului. Dumitru Roibu din Peresecina este convins că astfel de pastile nu vindecă, ci dăunează. A amânat vaccinarea de teama efectului. Era convins că a devenit o victimă a coronavirusului, dar imediat după ce sănătatea i-a permis, s-a imunizat. Am fost bolnavă și eu și soția. Am stat în spital, ne-am lecuit, am trecut. Eu mai ușor, soția așa mai complicat s-a avut, dar totuși a ieșit cu bine. Și după aceea am hotărât că nu are rost să riscăm. Un alt pacient al Institutului de Cardiologie consideră că este necesar să ne vaccinăm. Eudochia Brașoveanu, istoric de profesie, își amintește cum vaccinul dintotdeauna a salvat omenirea. Începând din secolul XVIII, de acum 19, când a fost descoperit vaccinul, la diferite boli s-a micșorat și a dispărut anume unele din bolile care au fost, acea poliomielită, anume care persista. Spune-ne-am acea... Deci virus care a fost gripa, care spaniolă, sau că a fost ciuma, sau că a fost holiera, care a fost scarlatina, ele însăși datorită cui? Anume datorită științei. Și noi anume trebuie să credem în medici, în oameni de știință. Nu putem fiecare de noi ca să fim însăși specialiști. Medicii spun că persoanele care suferă de afecțiuni ale inimii sunt cele mai vulnerabile la COVID, iar pentru ei vaccinul poate fi singura șansă de salvare. În acest sens, toate serurile sunt bune. Producătorii sunt cei mai titani, mai mari titani, adică în producție de medicamente din lume. Dacă să luăm vaccinul Pfizer, Germania, dacă AstraZeneca, Oxford și Marea Britanie. Deci să spunem că unui pacient cardiovascular e mai... Adică ar tolera mai bine o vaccină Pfizer ori o vaccină AstraZeneca, nu putem, fiindcă toate vaccinile, vă spun, sunt efective și sigure. Principala categorie de cetățeni care suferă de boli cardiovasculare sunt persoanele care au peste 50 de ani. Și tinerii sunt îndemnați să se imunizeze împotriva virusului COVID-19. Astăzi, în căminul numărul 2 al Academiei de Studii Economice, a fost deschis un punct de vaccinare. Decizia a fost luată de Ministerul Sănătății la inițiativa Consiliului Național al Rectorilor. Astfel, de astăzi, studenții, angajați instituției, dar și oamenii care locuiesc în zona căminului numărul 2, se pot vaccina acolo fără programare, doar cu buletinul.
Conform celui mai recent ordin emis de Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică, universitățile sunt obligate să organizeze ore în regim online încă de la începutul lunii octombrie. Totuși, unele instituții au adoptat un regim mixt de învățare, adică orele teoretice online, iar seminarele în format fizic. Pentru a-i stimula pe studenții să se vaccineze și pentru a reveni cât mai curând la lecțiile obișnuite, astăzi, în incinta căminului numărul 2 al Academiei de Studii Economice din Moldova, a fost deschis un punct de imunizare. Aici sunt așteptați toți doritorii de a se imuniza, întrucât pe Strada Florilor se află mai multe campusuri studențești. Aici, în locație, se află câteva cămine a SEM-ului, UTM-ului și USM-ului și deschizând un astfel de centru de vaccinare, cred că suntem mai aproape de studenți, astfel încât ei să vină și să se vaccineze. Ne dorim cu toții să ajungem la o rată de vaccinare de peste 90% ca să putem reveni la studii în format tradițional față în față. Punctul de vaccinare se află la primul etaj al căminului. Acesta va fi deschis în fiecare zi de la ora 10 și până la 18. Imunizarea se face fără programare, doar cu buletinul. Unii studenți spun că au tot amânat ziua vaccinării, dar astăzi s-au decis să o facă. Intenționez să vaccinez, în primul rând pentru a mă proteja pe mine împotriva virusului și pentru a-i proteja pe cei din jurul meu. Colegii, prietenii și familia mea. La momentul dat noi suntem în regim online și este cu mult mai ușor pentru a veni la un punct de vaccinare care este mai aproape într-o pauză de masă și pentru... e mai comod. Mă simt mai informat și am luat singur decizie, mă vaccinez sau nu. Vaccinul asta nu influențează nici negativ, nu influențează în prim plan, dar cred că pozitiv. Trebuie să păstrăm sănătatea noastră și a oamenilor care ne înconjoară. Alții spun că au fost obligați să se vaccineze pentru că dacă nu o vor face, riscă să fie alungați din cămin. Принудительно заставляют, потому что грозит угрозой выселения из общежития. Говорят, что есть приказ, который делают еще с августа, и было такое известие, что и те, кто не будут вакцинированы, тех придется покинуть общежитие. Я считаю, что это не очень хорошая идея навязывать людям то, что они не хотят. Ну, такая суровая реальность. Tinerii spun că au decis să facă acest pas și pentru că sunt constrânși de situația din țară. Păi, deja cu vaccin nu ai cum să te duci nicăieri. Și pentru sănătate. Da. Menționăm că doar 8% dintre tinerii care au între 18 și 29 de ani sunt vaccinați cu ambele doze de vaccin. Procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu rămâne în arest la domiciliu pentru încă o zi. Ședința de judecată, la care urma să fie examinată demersul procurorului de caz, care cere prelungirea măsurii de prevenție, a fost întreruptă la cererea ultimului. În același timp, Stoianoglu pledează nevinovat și spune că își va apăra drepturile într-o instanță din afara țării, dacă nu îi se va face dreptate în Republica Moldova. Procurorul care examinează cazul lui Stoianoglu, Victor Furtună, a anunțat că a solicitat instanței Chișinău cu sectorul Ciocana prelungirea mandatului de arestare la domiciliu pentru încă 30 de zile. În cadrul demersului a fost dispus nemijlocit toate motivele și temerile de drept și de fapt care au justificat prelungirea acestei măsuri preventive, cum ar fi riscul de a împiedica bună țărșirea justiției și riscul de a se sustrage de la urmărire penală, la fel riscul de a distruge probe. În același timp, Furtună recunoaște că de când șeful suspendat al procuraturii se află în arest la domiciliu, nu a fost niciun semnal care ar fi încercat să ia legătura cu cineva din afară sau să influențeze cumva mersul anchetei. Nu au fost careva sesizări de la noi, de la organele de control, care au obligații de control conform legii măsuri preventive, și fost era să fie inentatal de mersul acesta. De altă parte, Alexandru Stoianoglu, care s-a prezentat în fața instanței, a declarat că nu știe care este motivația cererii procurorului de caz. În opinia sa, nu există nicio probă pentru urmărirea penală. Dacă nu găsim posibilitatea de a apăra interesele noastre aici, în Republica Moldova, atunci adresăm în instanțele internaționale. Acuzarea n-au niciun probă în privința mea, în afară de publicațiile de mass media. Ce fel de probe? Ei nu există în general. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost reținut în seara zilei de 5 octombrie după ce Consiliul Superior al Procurorilor a decis suspendarea sa în baza unui demers semnat de deputatul PAS Lilian Carp. Parlamentarul a făcut trimitere la mai multe materiale jurnalistice în care șeful procuraturii ar fi fost vizat. Procurorul general este acuzat de abuzul de serviciu, corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu. Cele 5 infracțiuni penale Stoianoglu le-ar fi comis în perioada anilor 2011, atunci când deținea funcția de deputat, și 2021, deținând funcția de procuror general. Amintim că noua putere de la Chișinău a modificat legea cu privire la procuratură prin introducerea unei prevederi ce ține de evaluarea activității procurorului general cu posibilitatea demiterii acestuia înainte de încheierea mandatului. Anterior, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a recunoscut că noua guvernare își dorește plecarea din funcție a lui Alexandru Stoianoglu.
Nemulțumire în rândul vânătorilor. Aceștia dau vina pe autorități că tergiversează intenționat deschiderea sezonului de vânătoare, deși acest lucru trebuia să se întâmple încă la mijlocul lunii august. Membrii Societății Vânătorilor și Pescarilor spun că dacă în cel mai scurt timp nu vor fi aprobate cotele pentru vânătoare, ei vor ieși la proteste. Aceste reguli de vânătoare trebuie să fie aprobate încă în luna decembrie 2020, lucru care nu s-a făcut nici până la ziua de azi. Mai bine zis, s-a făcut pe data de 13 octombrie, dar nu s-au publicat nici până acum. Și sub acest pretext nu se emite nici ordinul de aprobare a cotelor de recoltare. Pe parcursul de 4 luni, în momentul când a fost trimis scrisoarea spre minister și până astăzi, unicul motiv era regulile de vânătoare. Nu sunt reguli de vânătoare și din motivul ăsta dumneavoastră nu aveți posibilitatea de vâna. Eu încă o dată accentuez. Lucrurile sunt diferite. Regulile de vânătoare, da, noi trebuie să așteptăm, dar nimeni nu încurca ministerului că în timp de 4 luni să fie cotele, să fie discutate, să fie aprobate și după aceea să fie scris jos. Și cotele acestea pot să fie realizate din momentul când ar fi făcute celelalte acte legislative. Asociația a trimis o scrisoare deschisă președintelui și guvernului cerând permisiunea de a iniția sezonul de vânătoare, care și așa va începe cu o întârziere fără precedent. Au mai rămas doar 5 luni până la încheierea acestuia. Până la 15 ianuarie se vânează de obicei păsări de apă, porumbei, iepuri de câmp, mistreți, dar și alte animale. Apoi începe vânatul prădătorilor, cum ar fi vulpile și șacalii, care, dacă se mulțesc prea mult, încep să-și caute hrană prin gospodăriile oamenilor. Toți uită că la vânătoare sau pe parcursul vânătorii la speciile de interes cinegetic, noi ne combatem și cu răpitorii. Avem o mare problemă din cauza închiderii vânătorii la unele specii, cum a menționat domnul Munteanu. Noi am avut o izbucnire a numărului de răpitori care a crescut de 10 de ori, practic. Vorbim despre vulpi. Vorbim acum și despre șacal. Vă arăt niște poze. Raionul Ungheni, săptămâna trecută, peste 40 de oi sfâșiate de șacali. Reprezentanții Societății Vânătorilor și Pescarilor consideră că autoritățile amână în mod intenționat procesul, dar nu știu din ce motiv. Echipa noastră nu a reușit să obțină o reacție la aceste acuzații de la reprezentanții Ministerului de Resort. Funcționarul responsabil de acest subiect, Dmitri Gorelco, nu a răspuns la apelurile jurnalistului de la Primul în Moldova, iar serviciul de presă a precizat că numai el poate oferi comentarii. Între timp, membrii Societății Vânătorilor și Pescarilor amenință că vor ieși la proteste pentru a-și proteja drepturile, spunând că ei își îndeplinesc conștiincios obligațiile în fața legii și a societății. Primăvară fiecărui an se plantează terenuri de hrană, unde roada nu se colectează și se lasă pe iarnă pentru animalele sălbatice. Venind vara, cred că ați auzit nouă dată despre programul Societății Vânătorilor și Pescarilor de populare a fazanului. Înseamnă că noi importăm anual în jur de 30.000 de pui de fazane. Este vorba de articolul 7, litera H, conform căreia ministerul sau autoritatea publică centrală responsabilă de mediu are obligația să aprobe, să stabilească și să aprobe aceste cote. Însă aceste obligații care revine prin lege nu au fost înfăptuite. Forman s-a declarat că nu există reguli de vânătoare aprobate de guvern, deși aceste reguli tot timpul au existat, aprobate ce drept înainte erau de către Asociația Vânătorilor și Pescarilor. Societatea Vânătorilor și Pescarilor numără 15.000 de membri, fiecare plătind o contribuție anuală de 600 de lei. Atât pentru această oră, dar la 21 urmează știrile în limba rusă. Eu vă doresc o seară liniștită, iar mâine vă aștept din nou la jurnalul de 18. Toate bune!